Înțepătura de albină poate fi dureroasă și poate cauza reacții alergice severe care necesită îngrijiri medicale de urgență. Simptome precum usturimea, durerea sau umflăturile pot fi ameliorate cu ajutorul unor remedii simple la îndemâna tuturor. Conform adevărul.ro, primul lucru care trebuie făcut este înlăturarea acului insectei cât mai rapid de pe suprafața tegumentului. Acest lucru se face cu ajutorul unui card sau cu partea netăioasă a cuțitului, cu unghiile sau cu penseta. Este de evitat să folosești degetele pentru că există riscul compresiei pe glandele producătoare de venin ale albinei, care va înrăutăți situația. Pentru a curăța pielea este suficient să speli bine zona cu apă și să pun antibacterii Adrian. Poți aplica puțin praf de bicarbonat sau un cub de gheață înfășurat într-o compresă pe locul cu pricina. Acestea te pot scăpa rapid de durere, înlătură roșiața și mâncărimea pentru cel puțin 5 ore. Dacă simptomele reapar, repetă procedura. Un unguent cu antibiotic poate fi la fel de util, însă dacă nu ai la îndemână, poți aplica la locul înțepăturii puțină pastă de dinți, care își face efectul în 15 minute și durează 5 ore. Un alt remediu este mierea de albine aplicată pe zona afectată, însă aceasta nu îmbunătățește cu mult simptomele și nici nu are efect de lungă durată. Cu nicio formă nu te da cu deodorant pe suprafața unde ai fost înțepat. Substanțele chimice din acesta pot duce la extinderea roșelii și a mâncărimii și nu au niciun efect asupra durerii resimțite. Iar dacă ai auzit prin vecini că feliile de ceapă crud ar face bine, află că o faci pe riscul tău. Așteaptă-te ca simptomele să se înrăutățească. În schimb, feliile de cartof crud ameliorează durerea și favorizează vindecarea pielii. În cazul în care roșiața, durerea și mâncărimea nu dispar în trei zile, este bine să mergeți la medic deoarece există riscul unei infecții.